prima anterior unde v-am prezentat cursul cu măci bătrâne, am uitat să vă zic că mai am o ladă, acolo uitasem de ea. Aici am o ladă ursul, dar pe care am modificat-o acum vreo 3 ani și am mai făcut-o un urdiniș, pe mijloc. Așa am considerat eu că e bine. Iată ce am făcut eu în această ladă. În această ladă am împerechea niște mătcuțe. Două au reușit, una am mutat-o și una s-a trântorit o matcă, n-a ieșit-o la zbor și ea s-a trântorit. Avem aici un nucleu, doi nuclei, aici am pus iar o botcă să vedem dacă e clozat o să mă uit, dar o să verific un pic acești nuclei care sunt cu măci tinere, da? Și le voi folosi ca atare la momentul respectiv. Ce voi face? Voi verifica un pic să pară că deci se poate folosi și astea. I-am mai dat o gaură la mijloc, fiindcă are acele ghidaje pe lada ca să poți profita de ea astfel încât să faci 3 nuclei. Mai puternici așa, sau cum doriți dumneavoastră să știți. Să văd cum este matca. Aici i-am dat o foaie în margine, fiindcă aveam multă albină și trebuia să îi dau de lucru. Matca n-a ajuns până aici. Iată de construit cear aici. Am îndepărtat. N-am umblat la ea, fiindcă era matca neîmperecheată și n-am vrut cumva să fie pe această diafragmă. Am îndepărtat ceara. Și să vedem dacă avem mătcuța pe aici. Sau măcar cum depun eu, cum este ea. Până nu căpăcește puietul, nu poți să zici că e matca bună. O, bine. Văd că deja eclozează primul rând de puiet de la ea. Aici avem o albinuță tânără. O foarte frumos, formă de eclipsă. Și ea aduce lipsă de hrană. Ea își aduce o ramă cu mâncare. Aș putea să o mai las să plămânzească, dar se va. O săptămână durează această plămânzire.
Da, sunt mult albine care ai flojat acum. Au cam consumat și mâncareată. Așa au și această mățcuță, depune foarte bine puiet. Foarte frumos. Are nevoie de hrană. Mâncare are nevoie. Nu o să închid Lala, o să ia după ramă cu mâncare, că ea cam suferă acesta de foame. Până voi aduce sirop, mai durează. Când o să dau sirop, dau la toată lumea, așa că nu vreau să încep, doar pentru că unul, doi să dau mâncare. Aici, la mijloc, avem un alt nucleu. Să văd dacă mai e viabil, adică dacă mai rămas. Mâncare elară. Sau dacă are matcă. A ieșit mai și. Are mâncare pe rana asta. Din păcate, cred că, să mă gândesc un pic. Aici eu i-am dădusem o botcă. Nu știu dacă nu are matcă, sau dacă are matcă. Că nu sunt ouă. O să mă uit bine după mat, îmi cer scuze pentru timp. Dar cel mai probabil nu are matcă și... și albina care mișcă aici are... A, și iată unde aș fi putut să aduc încă o botcă. Dar această albina deja este cam bătrână. Dacă e așa. Și n-ai cruzat matca din partea cealaltă. Pus-o une, dar trage boci pe păstură, deci nu are matca. Bine, știu ce am de făcut la ea. Profit de ladă, o să vedeți cum profit eu de această ladă dacă nu mi-a eclozat matca în partea asta. Dacă aici n-a eclozat matca, vedem imediat dacă e cruzat sau nu. Încă n-a eclozat, din fericire. Din fericire n-a eclozat. Foarte bine că n-ai clozat, fiindcă voi face următoarea lucrare. Voi îndepărta diafragma. De acum voi proceda la
distrugerea cât mai multor nuclei, adică nu mai, nu mai mulțesc. Prefer unificările. Și asta s-a cam înțepenit. Bun. Ducem această diafragmă, am 3 rame, bun. Lăsăm acolo și pur și simplu toată albina de aici o mut în partea aceasta. Se deschid și ochiurile. Ochiurile. Perfect. Acest nylon nu mai este nevoie. Voi închide urghineșul. Și asta rămâne un nucleu mai mare. Deci am desfințat un nucleu. La astfel de lucrări este stucul foarte bun pentru obținerea de nuclee, unificări și așa mai departe, depinde ce dorești să faci, ce ai nevoie. Cum ați văzut, am desfințat un nucleu, fiindcă știu că asta ar fi a treia serie de marcă deja la